Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a lansat astăzi două volume la Târgul de Carte Gaudeamus. Unul dintre volume îi este dedicat părintelui Sofronie Zaharov, iar altul este semnat de părintele John Mayendorf, cunoscut în lumea ortodoxă ca unul dintre marii teologi ai secolului al XX-lea. Ediția a 19-a a Târgului de Carte Gaudeamus a fost organizată în pavilionul expozițional amplasat în Piața Unirii din Cluj-Napoca. Prima carte lansată astăzi de editura Renaștere a fost Isihasmul Bizantin, probleme istorice, teologice și sociale, scrisă de părintele John Mayendorf. Cartea a fost prezentată de lectorul Adrian Podaru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Traducerea acestei cărți, care însumează o serie de studii, cea mai mare parte cu referire la controversa palamită, umple golul care mai exista în traducerile românești referitoare la tripticul închinat de John Mayendorf acestei controverse palamite. Aceste studii sunt în marea majoritate din anii 50. Ele dau mărturie despre stadiul cercetării științifice în acel moment. Cartea Părintele Sofronie, Teologul Luminii Necreate, a fost prezentată de profesorul Virgil Ciomoș de la Facultatea de Filozofie și de Părintele Lector Grigore Dinu Moș de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. O carte de excepție în jurul unui autor de excepție care a fost, este și rămâne Părintele Sofronie. Nu pentru că ar fi vorba despre efortul pe care trebuie să-l facem pentru a pătrunde niște speculații foarte înalte și niște dezvoltări foarte alambicate, ci pentru că înțelegerea acestei cărți presupune un anume parcurs care nu este intelectual, ci existențial. Această carte este una neobișnuită și pentru faptul că Părintele Sofronie a fost un om cu viață sfântă și se află într-un proces de canonizare. Deja dosarul de canonizare este deschis la Patriarhia Ecumenică, este în faza inițiatică și ne aflăm acum în acest proces larg de receptare a teologiei sale, a sfințeniei sale, de exprimare a evlaviei poporului vis-a-vis de sfințenia Părintelui și în sensul acesta și această carte, publicarea acestei cărți, se înscrie în acest larg proces de receptare a sfințeniei sale. La eveniment a fost prezent și înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Greu cred că ajungem să fim și izihaști, așa cum ne învață acolo Mayendorf, și să vedem lumina necreată, cum ne învață Părintele Sofronie, dar nu este imposibil. Noi, citindu-le cărțile, măcar ne vom gândi la niște ținuturi îndepărtate, la care nu știu dacă vom ajunge vreodată. Tare aș dori să ajungem, dar pentru a ajunge e nevoie să ne mai obișnuim cu liniștirea, cu isihasmul, să ne curățim sufletul ca să-L putem vedea pe Dumnezeu. Oricum, prezentatorilor cărților, editurii noastre, directorul este aici, ne-a tot vorbit până acum și dumneavoastră tuturor, din tot sufletul vă doresc să ajungeți și izihaști și să ajungeți să vedeți și lumina cea necreată. Două cărți, le-am spune, de spiritualitate, care ating miezul spiritualității ortodoxe. O carte despre Părintele Sofronie, Părintele Sofronie, Teologul Luminii Necreate, care conține actele unui simpozion desfășurat la Atena în anul 2007 și organizat de Mănăstirea Vatoped, un volum profund și care însumează studii și evocări care surprind complexa personalitate a arhimandritului Sofronie Zaharov, unul din marii părinți ai secolului 20. Era a doua carte lansată, îl are ca autor pe teologul rus, care a predat mulți ani în America, John Mayendorf, părintele John Mayendorf, Isihasmul Bizantin, probleme istorice, teologice și sociale, un volum care reunește câteva studii despre problematica isihastă și felul cum ea s-a repercutat mai târziu în Răsărit, în Lumea Slavă și nu numai. Așadar, două volume care se referă la problematica spiritualității ortodoxe prin ceea ce înseamnă
isihasmul, prin ceea ce înseamnă rugăciunea neîncetată, prin ceea ce înseamnă vederea lui Dumnezeu în lumina necreată, sunt constante care rămân peste timp și pe care, prin genul acesta de carte publicate și la noi, la editură, dar și în cadrul altor edituri, încercăm să le oferim ca hrană publicului cititor și interesat de ceea ce înseamnă valorile perene ale Ortodoxiei. Târgul Gaudeamus se desfășoară la Cluj-Napoca până în data de 22 aprilie și este găzduit de pavilionul expozițional amplasat în Piața Unirii.